bine ați revenit cu dragul la profesorul de exerciții de matematică la algebră. Așa, la algebră, la polimetrie, treaba. Zicem așa. Vă dau eu probleme care le-au ca temă întâi? Da. Da. Problema 23 de la 31. 23? 3 de la 31. De la 31. Un excursionist își propune să parcurgă un traseu de la, din ce mai mult să fac chestia? Din Niculegerea asta, din Niculescu. Niculescu? Da. Și Și domnul profesor îi dă din nou altă culegere de la lui. Deci este un grup din Valea Buduianu, Ana Dana Cioraianu. Există probleme. În sfârșit. Da. Octavian Stănășilă, văd că coordonează. Da, profesorul. Nu știu. Deci, 23 de la pagina 31. Da, e lor, de la școală, da. Pagina? 31. 31, da. Deci, un excursionist își propune să parcurgă un traseu în 4 zile. Așa. În prima zi, va parcurge 2 pe 5 din drum. În prima zi, 2, 5, hai să notăm cu X. Zici, da, notăm. O cincime, domn profesor, o cincime. Cu X, spațiu... 1 pe 5, nu 2 pe 5, da. Mă scuzați. 1 pe 5. Deci notăm cu X drum pe care îl are de parcurs. Da? Lungimea drumului. Notăm cu X lungimea drumului. Drumului. Și atunci, în prima zi, o cincime din X. Și încă 2 km. Și deci două banane le aruncă la... O cincime din X plus 2 km. A doua zi parcurge 1 pe 3 din drum și încă 2 km. A doua zi face 1 pe 3 tot din X plus 1 2 km. 2 km. Da, da, da. În a treia zi 4 pe 9 din drum. 4 pe 9 din X, da. Da, și încă 2 km. Plus 2 km. Iar în ultima zi, restul de 8 km. Doar 8 km. Doar 8 km. Idei. Atât. Cât, care e lungimea drumului? Ce lungimea are traseul? Lungimea traseul, lungimea drumului. Păi și ne zice că va trebui prima zi, a doua zi, a treia zi, a patra zi, mergeți, o? Păi atât. Da, crezi. Deci avem, da, cât facem prima zi, da, adică, suntem atenți. Mă, dacă am notat cu X lungimea drumului și în cele 4 zile l-ai epuizat, înseamnă că trebuie să le adunăm. Păi da, suntem logica, nu? Dacă știi cât o avut de prima zi, a doua zi, a treia zi, a patra zi, ca să vedem tot drumul, adunăm. Și egal cu X. Da. Și egal cu X. Deci X egal cu toate adunate, mai mai. Asta, Miruna, m-am mai făcut. Deci X-ul, lungimea drumului, înseamnă egal cu cât au făcut în prima zi, cât au făcut, o cincime din X plus 2. Plus, asta din prima zi, da? Da. Plus a doua zi. 1 pe 3. O treime din X plus 2 km. Așa. Plus asta 4 noim, a doua zi, da? 4 noim, 4 noim din X plus 2 km. Da. Și plus, aha, asta e a treia zi. Plus 8. Plus 8 care este a patra zi. Terminat problema. Nu-i logic să facem așa? Da, da. Ei, am băi spus prima, a doua, dar în final relația este așa. X egal cu... Hai să vedem, Daniel, vorbește. X egal cu... X egal cu... Aduce la... Nu, scoatem 2 în factor comun. De ce să scoatem 2? 2 plus 2 plus 2 plus 8, nu pot să spun cât te face. Deci 2 plus 2... 4. Plus 2 aici, 6. Și cu 8, 14. 14. Deci egal cu 14 plus... 1 pe 5. 1 pe 5 X. X pe 5. Plus 1 pe 3 X. X. Plus 4 pe 9 X. X. Echivalent cu? 14 plus, aducem la același numitor. Da. Deci, ce fac acum? Care e numitorul comun? Parcă
Ai. Păi sunt numere primele? Nu, nu, 5, 4, 5, 5, 3 la doamnă. 3 la doamnă, iar. Și ai pe 3 din coace, 5 ori 9, 45, simplu. Și atunci? Pe prima cu 9. De ce cu pe prima? De la un capul la altul, că eliminăm numitorul. Sau înmulțim totul cu... Pa... Nu, cu 45. Da, 45. Mă, să dăm într-o egalitate, o ecuație. De acum am părăsit problema din punct de vedere a conținutului ei. Și avem o ecuație. Să se rezolve ecuația acum. Deci intrăm în alt registru. Să rezolve și ecuația. Și nu știți să faceți pe asta? Iar rezolvarea ei de acum înseamnă fie că eliminăm numitorul, cum am discutat mai devreme, fie dau pe x în factor comun aici și iată apare echivalentul, a spune x egal cu 14 plus x pe lângă o cincime plus o treime plus 4 noimi. Și aici, iată aici pot să fac toată treaba asta, numitorul e 45. Amplific pe prima cu 9, pe cealaltă cu 15 și pe aici cu 5. Și echivalentul a spune că x egal cu 14 plus x ori 9 plus 15 plus 5, deci 29, 29 supra 45, echivalent cu ce cu x ducem într-un singur membru, că am vorbit da. De atâta, da? Deci vine x, x minus x ori 29 supra 45, egal, dar trebuie să mă dirijați voi dacă exact. Vorbesc eu. Nu știu, domnule. E formidabil, degeaba mulțumim la ecuație, moduri, tot felul de chestii, dacă da. La o chestie banală. Hai să spunem, până în momentul în care pun asta în ecuație, interpretarea problemei. Dar după ce am pus un calcul algebric. Egal cu 14, da? Și echivalentul. Scot pe x în factor de 9 și pun x pe lângă 1 minus 29 supra 45. Egal cu 14. Sau pe prima, ficăm cu 45. Și vine x? X pe lângă. 45 minus 29 supra 45. Da? E cam cu 14. Adică x ori 45 minus 29 face... X supra 14... nu. X pe lângă 14 supra 45. 14 face, da? 9 din 15? Fac 16, mai arde. 9 din 5. 9 din 15 este 16. 16 supra 45 egal cu 14. De unde x egal cu 14 ori 45 supra 16. Da? A greșit undeva? Miruna, îți pare că am greșit? Nu știu, eu dau 630 km, dar egal cu x. Așa. Tu l-ai făcut. 9 încă nu ne-a dat aici. 16 ori 4 prin cât aici? Printr-un 2 și aici 7 și aici 8. 45 ori 8? Nu. E o greșeală. Hai să mai vedem cu deci avem x pe 5 plus x pe 3 plus 4x pe 9 plus 14 km egal cu x. Acolo zic eu că ați greșit. Știți unde la... un gram magnificat, 1 pe 5 plus 1 pe 3 și vine 9 plus 15 plus 20. Și mi-a fost a spus că este 29. A, 29. Da. Dar adunat 9 cu 15 cu 5 cât face? 9 cu 15. Asta face 29. Uh-huh. 15 cu 5, 29. 29. Da, 5 ori 4 face 20, da. Că se mulțesc. Da. Ce am făcut aici? 20, da? Păi da, și vine 5 ori 4, 20. Tu ai dreptate. Deci 15 și cu 20 și cu 15 35. Da, acolo nu e 1. Și cu, da, 45, și cu 9, acolo nu e 1. Păi de ce nu săriți la minim? Păi săriți mai cu uite. Păi pierdem niște timp dacă exact. Ați văzut. Dacă da, ai exact. Puterea să spui, nu e adevărat. Spune-i Tudor, da. Vedeți, domn profesor, 5 4, 20 acolo. Da, da, e greșit. Da. Am fost pierd timp, nu? Deci aici face 20, 35, 44, parcă, nu? 44? 44, ia vedeți, Miruna, care a lucrat?
20, 35, și cu 9, 44, 44. E bine. Și ai și poți spune 44? Ce? Nu, am lucrat după tablă. Bravo. 44, da. Adică, deși n-am făcut exact. Nu, dar nu mi-o dă seama. Deci, vedeți casa a patra, domnul profesor. Tu mai vă lăuda la casa a patra. Da. X pe lângă 1 minus 44. Supra 45. 45 minus 44. Și face X supra 45. Da? X supra 45. 45 minus 44 face 1. Supra 45. Egal cu 14. E un x egal cu 14 ori 45. Cât face 14 ori 45? Exact. Ai spus? 630. E bine 630, cred că nu? Da. 450 odată și cu 200, 630. Da. Asta era ușoară, copii. Una dintre problemele ușoare. Hai să mai vedem o dată. De ce aici nu s-a percutat foarte repede? Exact. Cât zice prima zi asta, a doua zi asta, a treia zi asta? Trebuie la luna ca să facă tot drumul. Că ciclul e epuizat. A treia zi, eu m-am rămas 9. Dacă rămas 8, înseamnă că a terminat. Te rog că... Problema 26 de la pagina 31. Într-o școală sunt 1200 de elevi, băieți și fete. 26, da? Da. 26 de la aceeași pagina? 31, da. Deci într-o școală sunt... Sunt 1200 de elevi, băieți și fete. 1200 elevi. Băieți plus fete. Da. Aflați câți băieți și câte fete sunt, știind că dacă mai vin 15 băieți și pleacă 35 de fete, atunci numărul lor devine același. Deci băieții notăm cu B, fetele cu, cu F. Da. Și la băieți plus... Aflați câți băieți și câte fete sunt, știind că dacă mai vin 15 băieți... Deci băieți plus 15. Și pleacă 35 de fete. La fete F minus 35, parcă da. Atunci? Atunci numărul lor devine același. Iată, egalitate. Deci am tradus. B plus cu egal băieți plus 15 egal cu fete minus 35, când devine egal. Dacă spui că devine egal, am spus și egal. Și prima B plus F egal cu 1200? Sigur că da. B plus F, băieți plus fete la un loc, fac 1200. Asta nu vă e clar. Cum a pus domn profesor în ecuație, nu? Mm-hmm. Nu e clar. Acolo băieți plus 15 egal cu fete minus 35 egal? Ați înțeles? Da, asta da. Ați fi făcut așa? Nu. Băieți... N-ați fi făcut. Nimic. Am înțeles, dar n-am fi făcut așa. Băi, Ade, dar ascultăm problema. Hai să ascultăm, mai citesc o dată. Într-o școală sunt 1200 de elevi. Băieți și fete la loc. Aflați câți băieți și câte fete sunt, știind că dacă mai vin 15 băieți și la pleacă, băieți 15. Și pleacă 15, și 35 de fete, atunci numărul lor devine același, egal adică. Păi la băieți plus 15 egal cu fete minus 35. Egalitate. Putem să scriem acolo din B plus 15 egal cu F minus 35, că B minus F egal cu 15 plus 35. Da. Asta e o chestie pe care, na, e elementară. Faptul că fâul trece în partea cealaltă, se șterge cu semn, schimbați, scădem, știm povestea asta, nu? Da. Iar 35 se trece în partea cealaltă, vine minus 35, da? Deci, de aici, echivalent cu B minus F, B minus F, adică scădem pe F din ambii membri, da. Până în clasa a 6-a, spuneam asta, dar acum a 7-a, spunem pe scurt, trecem dintr-o parte necunoscut, dintr-un singur membru și când se trece dintr-o parte, cu sens schimbat. Da? Și pe 15 îl ducem în partea asta. Minus, minus 35. Minus 15, minus 35, nu? Da. Iar B plus F, de altă parte, este egal cu 1200. Echivalent cum? B minus F, din egal cu minus, cât vine acolo? Minus 50, parcă vine. E bine? Da, 50. Că minus 15, minus 35, da? Minus 50. Iar B plus F este egal cu 1200. Și cum să mai faci aici?
Păi le adunăm pe amândouă. Da. Sau dacă vrei, adună-le. Pe bâșel, bagi din coace, le adună-le. Adună-le pe amândouă. Ah. De două ori, bă, fâu să duci. Dacă le aduni, fâu cu minus fâ s-a terminat și vine de două ori, bă. Doi, hai, bă, am uitat asta. Dar e simplu, dacă e vorba de a te uita acolo. De a te uita să vezi despre vorba. 1200 minus 50 face 1150. Eu cred că ei știu asta. Eu zic știu, da. Deci 1200 minus 50 fac 1150. Nu știu, am uitat să fac din astea. Nu mai știți să faci din astea? Deci cu B minus F și B plus bine, A. Bine, mă, A plus B atunci, am notat băieții. Hai să facem așa. Nu vă mai prostiți. Facem în felul următor. Adenul trebuie să ai ca și cum ai fi o experiență în urmă și să cauți acolo. Modelul. Deci pur și simplu spui așa. Din clipa asta, m-a dus, Miruna m-a dus pe culoarul ăsta. Dar eu aș fi făcut altfel. Cum? Deci, dacă B plus ăsta e egal cu așa ceva, atunci B-ul ar fi egal cu F minus 35 minus 15, poftim. Da. Și-l aflat pe B. Și cu B-ul ăsta știu, mă duc în a doua. Și eu la fel. Da. Dar și așa e mai rapid. Sigur că e mai rapid, dar el este amețit că nu știe el nici să le adună și nici să le scadă. Deci nu vede chestia asta. Da. Atunci, Adi, pe B de aici, că îl exprimăm în funcție de F. Știi? Și mă duc în partea asta, e simplu. Uh-huh. Și cu B-ul ăsta aflat, mă duc și în loc de B de aici pun cât? F minus 50. Deci în loc de B pun cât ăla știu eu. Cât este B? F minus 50. F minus 50 egal cu plus F. Plus F. Deci F minus 50 plus F egal cu 1200. Repet. Ce am făcut? Pe B l-am aflat ca fiind F minus 35 și minus 15. Deci F minus 50, l-am pus de sub, plus F egal cu 1200. Uh-huh. De unde consta că 2F minus 50 egal cu 1200. Da, 2F minus 50 egal cu 1200. Deci scoatem pe 2F. 2F egal cu 1200. Ca și la ecuație. 1200 plus 50. Deci 2F egal cu 1200 plus 50 și egal cu 1250. De un simplu F va fi egal cu 1250 împărțit la 2 și face 1125. F egal cu 1125. Nu? Sau 1125. Cât e acolo? 625. Da? 625. Da. Nu eram atent, eram cu mintea. Și la matematică, dacă este un pic plecat, o fracțiune de secundă. Și băi, este 575? Exact. Și nu ți, ce n-ați înțeles? Eu cred că aici era punctul cel mai tare, a fost ăla, B plus 15 egal cu E minus 35. Să se pune pe ăla. Asta e relația. De aici de acolo trebuie să meargă, exact. Banale, care se lucrează acolo, dintr-una în alta, se lucrez acolo și... Ori să sesizăm varianta, am avea posibilitatea să le adunăm pe amândouă. Tot acolo. Tot acolo. Le adunăm pe amândouă și F dispare și vine 2B egal cu 1150 de unde B egal cu 1150 împărțit la 2. Ușor. Astea sunt ușoare. Da. La clasă ați lucrat grele azi. Ia să vedem. Ați înțeles nimic. Și mai au una de un profesor ca temă și după aceea trec pe... Atât? Da. Încă una? 18 la 31, da. Cât? 18? Da. 18. La 31. Un număr este cu 56 mai mare decât celălalt. Deci un număr? A plus 1. Deci A plus 1. Deci un număr este mai mare cu 56 decât celor. Cu 56. A plus 56 mai mare decât... Deci un număr pe care îl mătesc cu A, dar mai mare? Nu. Păi hotărăște-te. Unul e A și altul e B. Sunt două numere. Unul e A și altul e B. Deci, un număr A și altul B. Unul e mai mare cu 56. Decât celălalt. A, ce e mai mare? Care e mai mare? A. A e mai mare decât B.
Și cui trebuie să-i aduci 56, să-i aduci 56 ca să-l faci egal cu celălalt? Îl e mai mic. B. Adică A egal cu... Zi, măi! A egal cu B plus... 56, mai repede! Păi, care e dificultatea ta? Hai să vedem. Un număr este cu 56 mai mare decât celălalt. Este, dacă A e mai mare, B e mai mic. Lui B, ălui mai mic, i-a dus 56, adică clasa 1. Nu te mint. Care aduți-o? Fii prezent în problemă, că este banal. Deci, dacă ai mai mare ca B, lui B ăsta ca e mai mic, aducem 56. Și atunci prima relație este asta. A, B plus... Scrie. A egal cu... Scrie. A egal cu B plus 56. O prima relație. Dacă împărțim suma numerelor la diferența lor... Deci suma numerelor... A plus B împărțit la minus B? Așa spune. Dacă împărțim suma numerelor la diferența lor... Da. Obținem la minute, da. Obținem câtul 14 și restul 28. Deci egal cu câtul 14 și restul 28. Uitați-vă cum scrie domnul profesor. Deci asta e perechea. Da. Aflați cele două numere. Deci rezultă, așa pune și mai clar, rezultă câtul 14 și restul 28. Cum s-ar traduce acum? Deci suma împărțită la ăstea ne dă câtul și restul. Care e teorema împărțirii cu rest? De împărțitul e... De împărțitor, împărțit sau... De împărțit, împărțit la împărțitor, e egal cu cât și rest. Și rest. Și care e teorema? Cum spune de împărțit egal cu împărțitor, oricâtul plus restul. Păi nu puteți să vă luați așa un exemplu, uitați. 7 și 3 împărțitor. 7 egal cu 3 ori 2 plus 1, nu? Deci de împărțit egal cu împărțitorul ori câtul plus restul. La noi, de împărțitul ăsta este, împărțitorul ăsta este, câtul îl știu, 14 și restul 28. Mm-hmm. Și acum scrie. Cum traduce? Zi cum scrie, să scrii, domn profesor. De împărțit egal. Adică de împărțitul care? Cine zi, în cazul nostru. A plus B. A plus B. Deci A plus B. Egal cu? Egal cu A minus B. Așa. Ori 14 plus 28. Plus 28. Dar nu râde, adică dacă nu știi, nu râde. Stai să văd de ce... Nu înțeleg, nu, cum zic, Mirina crede că zice, după formula, adică e uimit. Domn profesor, e uimit. Hai să ne întoarcem pe data. Ce a spus aici, autor? Hai să vedem în enunțul lui ce a spus. De ce? Am două numere. Unul e mai mare decât celălalt, cu 56. Cum am stabilit că A e mai mare, lui B adun 56 ca să-l fac pe A. Sau, mai puteam spune A minus 56 e egal cu B. Corect. Adică din ăla mai riscat cât are în plus, pe 56 devine B. Dar eu am spus A e egal cu B plus 56. Mai departe, informația este așa. Că dacă împart suma la diferență, obțin un cât 14, câtul împărțirii în 14 și restul este 28. Ai putea să-mi spui din felul în care a scris teorema împărțirii cu rest. A plus B egal cu A minus B ori 14 plus 28. Diferența asta poate să fie... Da. Diferența poate să fie aici. Diferența poate să fie dacă diferența poate să fie, nu mai știu. Te întreb, A minus B poate să fie 25? Mm. De ce? Da. De ce? Ori, da sau nu? Iar întreb de ce? De ce poate fi 25? Păi A minus B, întotdeauna împărțitorul trebuie să fie... Mai mic? Nu, restul mai mic. Da. Care împărțitorul sau cât e mai mic decât... Da, împărțitorul să fie... Da. Care restul mai mic decât împărțitorul sau împărțitorul mai mic decât restul? Împărțitorul trebuie să fie mai mic decât restul. Împărțitorul mai mic decât restul. Da. Restul deci... mai mic decât împărțitorul, așa știu. Da, sigur.
Ca nu ridicăm tonul. Trebuie să vedem ce argumente avem. Deci tu, el are o informație, așa a rămas lui pe creier, că restul e mai mic decât împărțitorul. Dar de ce ți-a rămas chestia asta? Nu știi. Tu spune-mi, Miruna, de ce? Pentru că dacă împărțim pe 4... Uite, hai să împărțim pe 213, îl împărțim la 74. Te rog, Miruna, să spui. Ce mi-a zis bine? Merge de câte ori? De 3 ori. De 3 ori, da? 3 ori 4, 12, 3 ori 7, 21 și 1, 22. E prea mult. De 2 ori. 2 ori 4, 8. 2 ori 7, 14. 8 din 13, 5. 4 din 10, 6. Și nimic. Am obținut un rest. Acum virgulă. Cum este restul ăsta? Mai mic decât împărțitorul, că dacă ar fi mai mare, măi, dar nu e atât de tare chestia încât trebuie să ieși în stradă să se cunoască lumea. Că ai avut dreptate. Deci atenție multă, Miruna. Totdeauna când facem o împărțire, dacă restul e mai mare, mai merge o dată sau de două ori copii care în clasa a patra vorbesc acolo. Deci, teorema împărțirii cu rest îmi spune clar. Dacă se întâmplă ca restul să fie mai mare sau egal, nu e corect, trebuie să mai margă, mai merge cu mărimă împărțitorul, măcâtul. Merge încă o dată, două ori în plus, mărim pe asta, da? Aici am întrebat așa, fiindcă pe A plus B l-am împărțit la A minus B, se poate ca A minus B să fie 25? De ce? Deci, să împărțim trebuie să fie mai mare. Mai mare? Decât restul. Mai mare decât restul, sigur că cu hotărâre. Strict mai mare împărțitorul. Și cum restul e 28, cum se pune un împărțitor de 25? Imposibil. Deci de la 29 încolo. Da? Deci eu am întrebat tocmai pentru acest motiv. Să văd dacă vouă e clar. Ce se întâmplă în teoria cu rest? Că până acum, se spuneam, restul este mai mic decât împărțitorul. Aveți pe împărțitor și vă gândesc la un rest mai mic. Dar dacă ai restul despre împărțitor, poți să ai ceva informații. Răspunsul, da. Bineînțeles. Nu poți să am un împărțitor mai mic decât 28, ci mai mare. Că numai așa se explică restul. 28. De la 29 încolo, cât de mare. Știți teorema împărțirii cu rest? Miruna, Anca, cu voi am discutat acasă, am făcut exercițiul ăsta și v-am zis informația asta, uitați. O, deci cu voi am făcut... B mai mare decât 28. Și ce am zis? Ai zis nimic, ai zis invers. Ai zis tot ce se putea, dar să nu fii părere. S-a terminat tema. Haideți să vedem acum, deci copiii avem așa. Că A egal cu B plus 56. Lucrează. A egal cu B plus 56. Și pe de altă parte, avem că A plus B este egal cu A minus B ori 14 plus 28. Cine la comandă? Anca. Anca. Zi-am curta. Loc de A minus B putem scrie 14 A minus 14 B. Da, desfacem. Bun, de ce nu? Să lucrăm pe a doua, nu? Să lucrăm pe a doua, echivalentă, Anca. Hai. Hai, hai să mergem copii, haide. Echivalent cu A minus B. Trecem fiecare. A plus B, da. A plus B este egal. Trecem în partea asta, nu? Așa știu. 14, hai să mulțim. Să trecem aici. 14 A. Distributivitatea, egal cu 14 ori A. Minus 14 ori B. Plus 28. Da? Deci A plus B egal cu 14 ori A minus 14 ori B plus 28. Iar A-ul de deasupra este egal cu B plus 56, da? A egal cu B plus 56. Și ce facem acum cu A-ul știut? Ne ducem peste tot, dar până una alta, Anca, am mai putea să-l ducem pe A
în partea stângă, B în partea dreaptă, se... Da? Ori pe toți într-un singur membru, ori cum ne vine mai ușor. Eu aș face așa. Pe A ăsta l-aș duce în partea dreaptă și 14 B în partea stângă. Și B și cu 14 B ar face 15 B. Hai, te rog, egal cu... Dar cu 15 A... Așa. Nu e adevărat. 15 A nu este adevărat. Că duci pe A în partea cealaltă, 14 A minus A. Minus A. Adică 13 A. 13 A. Plus 28, da? Și? Adi, lucrează înainte, bunule. Mă aștepta cu tabla. Îl avem pe A, deja știut. Da. Cât este A? B da? Plus 56, Adi. 56. Și dacă știi pe A... Să-l înlocuim? Sus. Hai, da. Da. Și bine, 16 B să scriem direct. Dar cum de făcut așa? Dar 15 B... Egal cu... Egal cu... Era adunat și... 13 ori A. Da. 13 ori. 13 tot ori. Deci 15 B egal cu 13, 13 pe lângă. Pe lângă. Tot A, punem B plus 56. Haideți copii. Plus 24. Clasa 4. Nu sunt pic, am obosit. Haideți să plecăm. Am la 3. Deci l-am înlocuit partea, am înlocuit-o în prima, da? Și? Hai, cine vorbește? 15 B. 15 B egal cu? Cum aici? Cum să fac? Desfacem paranteza. Fii cum? 13 B plus. Plus cât? 56 ori 13. 56, Adi, te rog frumos. 56. 56 ori 12, oare cât fac? Știi cineva că fac 56? Da. Mirona nu încerca cu telefonul. Trebuie să-ți fac. 13 ori 56 dă 728. Ai făcut-o ca asta. 728 plus 28. Când vezi că nu mai ține nimic. Și acum cum să fac aici? Așa. Îl trecem pe B în partea cealaltă. Pe 13 B. Pe 13 B cu să schimbă. 15 B. Da, Adi. Minus 13. Adică cât aduci? 2B. 2B. Da. Egal cu? Egal cu 728 plus... Adică 756, da? Și B egal cu? Bâtă! 378, da? Cât mai cu bine? Da. Bun, dacă ai calculat... Acum, dacă știm pe B, gura, că o lucrat încă o dată aici, atunci vezi că nu și-a adus aminte pe la dacă... Dacă ar știm pe B, îl locuim aici. Și atunci rezultă că A egal cu? A egal cu B, adică cu 378. Plus cât copii? Plus 56. Și A egal cu... Uitați, am înlocuit aici. În loc de B, l-am pus pe B. Da? Și A egal cu 434. Am terminat. Astea problemele care le-ați avut pe tema au fost foarte ușoare. Ce n-ai înțeles? Ei au vrut aici A egal cu B plus 56, pentru că ei au vrut ca A să fie mai mare. Da. Tu dacă vrei să fie B mai mare, scrie că A plus 56 egal cu B. La fel de corect. Și ne dădea din asta bună. Și din asta vă dădea. Bun. De împărțit, împărțit la împărțitor egal cu cât și rest. Pentru că de împărțitul este egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. Deci, atunci e plus. Așa, în rest e cât? Cât și rest. Da? Și asta e tema. Haideți acum să lucrăm repede niște probleme ca să știți care n-ați înțeles de la clasă. Să știi care... toate am înțeles. Toate, le-am înțeles pe toate. Da, Adi. Sunt perfect știu. Haideți să lucrăm la geometria. Nu mersi. Nu știu probleme, ne mai dai atunci vorbim să vedem dacă știm. E așa? Da. Dar te poți lua voi doi la test dacă faceți așa. Asta e. Asta e. Eu m-am dat, m-am dus acasă pe toate probleme și am lucrat din nou singură. De bână în doi. Ești mami? Da. Haideți să vă dau niște probleme. Da, grele? Da. Să știm. Cele mai grele. Ne dă grele. Într-o școală sunt 740 de elevi, băieți și fete, lucrează Adi. Eu, dar de ce eu? Nu sunt pregătit. Deci notăm cu B numărul băieților. Și cu A numărul fetelor.
numărul caietelor. Am fetele mai băiete. Într-o școală sunt 740 de elevi, băieți și fete. Cum scriu asta? A plus B. Vă cheam Adi? Da. Frumoșilor. Hai, spuneți-mi acum. A plus B este egal cu 740. Deci într-o școală sunt 740 de elevi, băieți și fete. Aflați câți băieți și câte fete sunt, știm că numărul băieților reprezintă 85% din numărul fetelor. A plus... Deci aflați câți fete și câți băieți sunt, știind că numărul băieților reprezintă 85% din numărul fetelor. Băieți. E egal cu 80. L-am dat cu băieții și cu afetele, domn profesor. Așa. Da. Da, mai zi-o dată. Aflați câți băieți și câte fete sunt, știind că numărul băieților reprezintă 85% din numărul fetelor. Băieți, 85% ori A. Deci 85 supra 100 din cine? A. A e numărul fetelor. Da. Așa. Egal cu? Egal B. Cu B. B. Deci astea e o relație și astea e două relații. Și aici merge? Eu vreau. Da. Hai să vedem cine. Înlocuim. Eu vreau. Cum? Pe A. Eu vreau. Mirna lucrează înainte și tu zi adult. Da. Cum să fac? În loc de B să pun asta? Da. Sau cum vrei să fac? Nu, acolo. În loc de A egal cu 740 minus B. Să scot pe A de aici, da? Da. A egal cu 740 minus B. Asta se pare cel mai repede, da? Da. Bun. Și să o înlocuiesc aici, da? Da. Bun. Hai 85. În loc de 85 pe 100 ce faci? Da, simplificăm. Prin 5. Și va fi? Asta e echivalentă cu? Cât de aici? O dată, 35 mai mare. 7 ori, 7, 15, 20. Pe 20 ori ai calcă pe... Ce mișto ai când scrie altă la tablă. Nu mai scrie. Nu mai scriu. Hai, adu-ți. Okay. Cum hai să mai fac? Adi, ce cu tine? Tu de unde vii? Tu vii de la spor? Nu. No. Vii de acasă? Da. Și ce cu tine? De astăzi ești absolut complet. Da. Mai răbăm atunci. Zi-te, Tudor, cum să fac aici? Eu am propus varianta asta, mie mi se pare un pic mai greu, dar facem. Merge, facem. Ai spus că în loc de A... Să punem 740 minus B, da? Hai! Vorbește, te rog! Păi hai! Echivalent cum? Echivalent... 17 pe 20, vorbește, Adi. Hai repede, că am pretenții. Da, ori 740 minus B. Paranteză! 740 minus B. E foarte important. Uitați, eu am pus-o. Voi n-ați zis-o, dar eu am pus-o. Egal cu B. Egal cu B. Ce-ar fi însemnat să nu pui paranteze? Însemna că simplificam, domnul profesor. Sigur că făceam niște chestii. Și era totul anapoda. Anapoda. Ți-i mulțește cu tot au. Câte o fi au, o expresie, câte o fi de lungă. Cu toată expresia aceea. Hai să vedem Anduțu. Hai, Anduțu. Ce nu știi? Să trecem... Să trecem? Păi cum să trec dacă e într-o paranteză? Cum să trec? Pune la tot numitorul ăsta, la tot, la toate paranteza 1. A să mulțim totul cu 20? Să mulțim totul cu 20 să avem același numitor. Deci să punem la toată paranteza numitorul 1, mare, da? O să o prinde ca pe o fracție. Ca numitor. Și cum aici ar fi supra 1, da? Da. Și? Amplificăm cu 20. Zi anunțul. Păi da, am zis că amplificăm cu 20. Pe cine? Pe toată paranteza. Pe paranteza sau amplificăm cu 20? Dar nu ar fi adunare. Dar nu e ok, domnul profesor, ce zice, e mulțire. Dar nu știu ce se întâmplă, că nu reușesc să trec să vin. Adi, dacă ar fi fost adunare, ce ai făcut? Așa duce la același... Păi asta zici acum. Păi la mulțire, cum se mulțesc două fracții, mă? Prima... Deci, 17 supra 20, ori 1 supra 3. Cum se mulțesc două fracții? Păi nu zici ce ai vrut să spui, gândește, nu zici. Am zis prima cu a doua răsturnată. M-am auzit, dar l-au auzit și ceilalți. Deci cum se mulțesc două fracții? Două fracții. Numărul pare cu 2 sau 3. Mai întâi se simplifică dacă se... Dacă există posibilitatea. Da, dacă numărătorii în 3 și numitorii în 3. Ce cu tine clasa 7-a? Deci numărătorii în 3 și numitorii în 3. Și atunci vine 17 ori tot pe ăsta, supra 20 ori ăsta. Deci vine 17 pe lângă. Echivalent cu copii. Adică 17 pe lângă 740 minus B
Lasă să vorbească. Zi adică. 8 supra 20. Egal cu venișii și zice acum săra cu tot el. Da, bun. Și acum i-aș face produsul mesilor egal cu produsul exvenilor. Voi vreți? Sau eliminăm numitorul. Sau eliminăm numitorul. Vreți? Da. 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 Îl amplific cu 20, că mai de așa vrea. Gata, da. Haideți. Și zi aduțul. 20B. Stai un pic de urmă. 17 pe lângă. Hai, aduțul, te rog. Ce e cu tine? Dar rămas în... Cineva i-a făcut două... Tu, Dor, zi tu. 17 pe lângă 740 minus B, supra 20. Dar nu... Nu, nu. Eliminăm minus B. Deci am cu 20B. Și acum, cum să fac aici? 17 pe 740. Care dă 12.000... Nu mă interesează, acum la sau minus 17. Minus 17B, egal cu 20B. Acum trece în 17B în partea cealaltă. Și o să am? 17, 740 egal cu 3. 30. Nu, cu... 20. Cu 37. Cu 37. Deci 37B este egal cu 17 ori 740. Și B cu cine va fi egal? B egal cu 17 ori 740 supra 37. Vedem dacă cred că aici se simplifică sigur. 2 ori 3, 7, 74, deci 20. Și B va fi 17 ori 20. Da. Care dă? Cât? 340. Dacă B e 340, cât e ea, copii? A egal cu... Deci, înlocuim în prima și o să avem A plus B, care e 340. Vorbește azi, egal cu 740 minus și A 30. Egal cu 740 minus 340, da. A egal cu 400. Dacă mă fac pe A, l-am aflat și l-am aflat pe B. Da. Nu merg ecuațiile simple, nu merg chestiile foarte simple. Deci ce se întâmplă, voi ați făcut niște lucruri care, mă rog, la un moment dat, cu operații, cu fracții, cu nu știu ce, și vi se pare că așa le-am făcut, le-am uitat. Deci de ce nu mă întreabă? Trebuie să ne întoarcem la ce înseamnă operație cu fracții, la tot, pentru că dacă n-ați înțeles că niște lucruri acolo făcute sunt de mare folos în etapa următoare, nu face nimic. Și problemele care le-au făcut la clasă au fost complexe, mult mai grele decât astea. Un copii de pe tablă, care e problema? Dacă și aici nu faceți decât să stați în ritmul tablei și să scrii prostii, prostii scrii și voi. Dar nu știu ce s-a întâmplat, al domn profesor. Este o cădere care nu scăzește răspuns. Ce se întâmplă cu voi, mai copii? Haideți să lucrăm. Hai să punem la treabă, continuare să lucrăm, pentru că vedem mecanismul ăsta de formare. S-a terminat problemele așelea, s-a terminat, nu? Da, noi temele le-am terminat. Acum să lucrăm cu ei. Da.